Școlile din județul Giurgiu au finalizat acțiunea privind asigurarea pazei și securității în instituțiile de învățământ. Aceasta a fost una din prioritățile șefilor învățământului giurgiuvean pentru a evita problemele din incinta unităților școlare. Fie că sunt dotate cu sisteme de monitorizare video, fie că există pază proprie, școlile sunt atent monitorizate pentru buna desfășurare a activității. Este un element deosebit de important pentru a asigura securitatea elevilor în unitățile școlare și sperăm ca în acest an școlar și în anii școlari următori să se găsească resursele materiale necesare pentru a avea în fiecare școală sistemul de supraveghere video, care constituie un element de preîntâmpinare al evenimentelor nefericite care, din păcate, au loc în unitățile școlare la nivel național și câteodată chiar în județul Giurgiu. Și pentru că mai este foarte puțin timp până la deschiderea noului an școlar, la nivelul Inspectoratului Giurgiu s-a pus în aplicare un plan în vederea asigurării pazei. În ceea ce privește paza la intrarea în incinta școlilor, 28 de unități de învățământ au pază proprie, 6 au pază asigurată de societăți specializate și o singură școală are pază mixtă. Aproape 170 de școli sunt împrejmuite, 40 de școli au montat un sistem de supraveghere video de interior și alte 33 de exterior.